să vă mai dau și câteva vești bune, că sunt puține în criză și atunci când le prindem, le vânăm. Toamna asta este atipică pentru chirii, dar altfel în ton cu vremurile pe care le trăim, în sensul că începutul anului universitar, care ridica chiriile de obicei, a venit acum cu prețuri, cu tarife, scuzați-mă, mai mici și cu o ofertă crescută. În septembrie, chiriile au scăzut în medie cu 10% în București și în cartiere au apărut anunțuri la nivelul anului 2006. Această piață a chiriilor se mișcă independent de cea a vânzărilor de apartamente, care, în mod evident, a fost influențată artificial de programul Prima Casă. Și poate că acesta ar trebui să fie, de fapt, un indicator al pieței imobiliare în acest moment. De remarcat este creșterea ofertei de case scoase la închiriat în București. Într-o lună au apărut subit un supliment de 3600 de locuințe pe această piață dornică de studenți, care însă sunt mai săraci decât de obicei. Sunt locuințe scoase din piața vânzărilor, care a dus prețurile în sus, cu toate că este încă blocată. Oferta de garsoniere a urcat cu până la 45%, cea pentru apartamentele de două camere cu 32%, iar cele pentru 3 și 4 camere cu 31%, respectiv 33%, conform studiului lunar făcut de anunțuriparticulari.ro. Datele arată ca și când proprietarii chiar au așteptat momentul ca să-și scoată casele la închiriat. Oferta e mare, dar media chiriei nu relevă evoluții spectaculoase. Este în apropierea valorii din august de 290 de euro, dar prețurile individuale au înregistrat schimbări majore. În cartiere precum Titan pot fi închiriate locuințe cu 200 de euro și printre oferte mai apar și anunțuri de genul garsonieră mare de 42 de metri pătrați la universitate cu o chirie lunară de 300 de euro. Scăderea este mult mai vizibilă la apartamente. Pentru apartamente de două camere ofertate în luna septembrie, prețul de închiriere a ajuns la o valoare medie de 400 de euro. La apartamentele mai mari de trei camere, chiria a scăzut însă destul de mult față de luna precedentă, cu până la 10%. Piața chiriilor se pliază perfect la noile condiții în care resursele sunt limitate. Anii precedenți aduceau creșteri salariale care alimentau scumpiri. Statistic, chiriile marchează scăderi la referința în euro, dar sunt prea puțini cei care au negociat veniturile direct în valută și se pierde destul de mult prin cursul valutar, pentru că scăderea importantă a chiriilor cu 40% este anulată parțial de scăderea leului față de euro.